Conducerea hidroelectrică spune că nu duce lipsă de angajați calificați, dar că întotdeauna este loc de mai mult. De aceea, încă de anul trecut, societatea a demarat împreună cu Ministerul Educației acest proiect intitulat Hidroelectrica Viitorului, care are ca scop să-i convingă pe tineri să aleagă o meserie în acest domeniu. Întotdeauna este nevoie de specialiști în domeniu. Această zonă hidroenergetică este o zonă foarte tehnică, este o zonă care a permis, iată, să realizăm obiective extrem de importante care contribuie în fiecare zi la siguranța și securitatea sistemului energetic. Hidroelectrica a ajuns la rezultatele care le are atât managementul, dar mai ales oamenilor. Resursa umană în hidroelectrica trebuie păstrată și întinerită. De asta organizăm aceste evenimente. Anul acesta, proiectul Hidroelectrica a început în județul Vâlcea. 3 școli care pregătesc energeticieni și-au trimis elevii din ultimul an de liceu să vadă practic cum funcționează o astfel de hidrocentrală. Este un moment de bun augur pentru tinerii care vor să descopere zone noi de interes. Ca reprezentant al Colegiului Energetic din Râmnicul Vâlcea, consider că Hidroelectrica este și sperăm să fie și în continuare partenerul strategic al colegiului nostru. Este foarte interesant și o muncă care e foarte respectoasă și cere responsabilitate. Aș vrea să urmez domeniul acesta. Sunt lucruri foarte interesante pe care le-am descoperit și am rămas uimit de ce am văzut aici. În prezent, Hidroelectrica are 3300 de angajați în toată țara și după 5 ani în care s-a aflat în insolvență, a redevenit una dintre companiile de stat profitabile. În primele 7 luni ale acestui an, societatea a declarat că profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare este de 69% din cifra de afaceri.